După vizita pastorală din regatul Norvegiei, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit ieri liturgia darurilor înainte sfințite la Stockholm. Românii s-au rugat înainte icoanei Maicii Domnului Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră, pomenită în data de 28 martie. Liturgia darurilor înainte Sfințit a fost oficiată în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Slujba a fost săvârșită cu prilejul cinstirii icoanei Maicii Domnului, care se păstrează în lăcașul de cult și care a adus comunității românești din capitala Suediei multe binefaceri. Despre o minune săvârșită de Maica Domnului a vorbit preasfințitul Părinte Macarie la finalul slujbei. Preobiții mei, acum la cinstirea icoanei Maicii Domnului, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră, care se păstrează aici, în paraclisul episcopal din Stockholm, o să vă pun la inimă o minune pe care a săvârșit-o preasfânta născătoare de Dumnezeu în perioada interbelică, cu soția unui profesor de filosofie de la un liceu din orașul Vaslui. Acest profesor, Dumitru Cotoran, a devenit ateu. Soția sa era foarte credincioasă, însă la un moment dat, Soția sa s-a îmbolnăvit grav și a fost internată, și apoi operată la un spital din București. Profesorul a însoțit-o, iar în urma complicatei operații, soția sa nu s-a mai trezit, era în comă profundă. Și profesorul disperat l-a întrebat pe doctorul care operase: Domnul doctor, mai este vreo speranță ca soția mea să-și revină? Iar doctorul i-a zis numai dacă Dumnezeu va face o minune. Iar profesorul neucit a ieșit din spital și, cum mergea el pe stradă, a văzut în apropiere o biserică dedicată Sfinților, părinții Ioachim și Ana, pe strada Traian și a intrat înăuntru și a îngenunchiat brusc înaintea icoanei prea sfintei născătoare de Dumnezeu, nu mai făcuse din copilărie. Și dărâmat lăuntri cu lacrimi în ochi, a strigat din toată inima, Maica Domnului, dacă existi cu adevărat, salvează-mi soția. S-a ridicat și s-a întors la spital. Și după o clipă a auzit un glas, Dumitre, Dumitre, ești aici? Da, sunt aici, draga mea, cu ce să te ajut? Și soția i-a spus așa, iată, am văzut în vis o femeie, eu mă aflam pe buza unei prăpasti. Și această femeie mi-a arătat prăpastia adâncă și mi-a zis, aici era să cazi, însă susul tău mi-a cerut ca să te salvezi. Ierarcul a săvârșit și slujba parastasului pentru cei trecuți la Domnul.